Bună ziua, doamnelor și domnilor! Lansăm o carte, ultima, pe care, cea mai recentă pe care a publicat-o Gabriel Liceanu și care se cheamă Caiet de ricoșat gânduri sau despre misterioasa circulație a ideilor de-a lungul timpului. Aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri. În primul rând, vreau să încadrez această carte între celelalte cărți ale lui Gabriel Liceanu. Și apoi vreau să ajung la specificul acestei cărți, care, din capul locului vă spun, o prietenă mi-a trimis un SMS în care îmi spunea: cartea lui Liceanu este extraordinară. Și nu citisem încă atunci, dar confirm acest lucru. Dar vreau să vă spun cum arată acest extraordinar în interiorul creației lui Gabriel Liceanu. Gabriel Liceanu apare în cultura română ca un filozof german. Are toate trăsăturile filozofului german și l-a păstrat și acum. Adineaur îmi spunea: bine, nu pot să ies din didacticismul unei prezentări, pentru că la 3 va prezenta cartea mea în Iuri. Mi-a spus, am făcut o groază de conspecte, am să vorbesc doar 10 minute, restul e al tău. Nu, e invers. Eu am să vorbesc 10 minute, restul e al tău. Și mi-a spus, am făcut o schemă și, uite-te, sunt înciudat, nu pot să ies din didacticismul ei. Asta pentru că Gabriel Liceanu este un filozof german. În cultura română, germanii sunt mult mai numeroși decât credeți, pentru că noi ne imaginăm, pentru că suntem filofrancezi și pentru că eram pe vremuri francofoni, ne imaginăm că influența franceză este predominantă. Dar, de fapt, personalitățile centrale ale culturii române au fost toate personalități germane. Maiorescu și Eminescu sunt două exemple absolut clare de germani printre noi. Mintea lor era bilingvă, asta este clar. Maiorescu, când scria jurnalul, trecea de la română la germană, fără niciun fel de, cred că și fără să-și dea seama. La fel era Eminescu, care era perfect bilingv în română și germană. Gabriel Liceanu aparține tipului german în cultura română. Despre deosebirea dintre fertilitatea modelului cultural german și acelui francez la noi, a scris un alt german, care este Lucian Blaga. Și cum bănuiți, a dat dreptate modelului cultural german. Maestrul lui Gabriel Liceanu și al lui Andrei Pleșu și al lui Sorel Buier și al lui Andrei Cornea, celor care au format școala de la Păltiniș, este tot un german. Este Constantin Noica. În urmare, germanii printre noi sunt foarte numeroși. Și el a debutat în cultura română ca un filosof german. Tragicul este o carte care poate fi foarte bine scrisă de cineva care nu e atât de plicticos cum este Forkert, care a scris despre tragic. E cineva care, deci, între germani emulează costumul francez și aici putem numi o mulțime de germani care au eleganța stilului francez, rămânând pur german. Deci, prima aproximare pe care o fac este că Gabriel Liceanu este un filozof german în cultura română, care are un ochi întors spre cultura franceză, pentru că din cartea lui Tragicul, care este o carte a unui profesor german, se vede din capul locului atracția pentru stilul frumos. Apoi s-a petrecut ceva în 1983. A apărut o carte care este fără egal și fără predecesor și fără urmași în cultura română, care este Jurnalul de la Păltiniș. Și cu asta începem specificitatea Gabriel Liceanu. Jurnalul de la Păltiniș este o carte, îți vine să spui, despre faptele unui filozof. Filozoful este acest om excepțional care s-a îndârjit în toate epocile istorice și împotriva fandaxiilor și criminalităților specifice ale fiecăreia din epocile istorice prin care a trecut, să facă școală. Să facă școală de filozofie, dar într-un fel special, pe care l-am învățat de la Nae Ionescu, și anume o școală în care ești dezvățat de lucrurile pe care le-ai învățat pentru a intra în posesia a ceva mai
se poate face cu profesori care sunt, cum se definea noi, ca antrenori culturali. Ce este fără precedență și fără egal în jurnalul de la Popovici? Este faptul că nu este o carte despre filozofie, deși are în centrul ei pasiunea pentru filozofie a unui important filozof român și a grupului de prieteni din jurul lui. Este o carte despre... Și acum urmează, am să vorbesc de fapt despre specificitatea Gabriel Dulcea. Este o carte despre filozofie, înțeleasă însă nu prin obiectul ei. Când spun asta, mă refer la un filozof pentru care caracterul tehnic al filozofiei, ceea ce înseamnă profesionalizarea ei, nu ca strenge Wissenschaft, ca știință tare, în sensul fizicii sau matematicii, dar ca știință riguroasă, din punctul de vedere al filologiei care stă la originea ei și a istoriei ideilor filozofice care stau la originea ei, pentru noi că deci filozofia nu era lăutărism, mai era scris împotriva lăutărismului, nu era o eseistică, era o disciplină riguroasă. Cu toate astea, el o înțelegea mai bogat decât tradiția universitară. Și anume, o înțelegea într-un fel care a făcut cu putință școala de la Păltiniș. E adevărat că școala de la Păltiniș este ochiul unuia dintre discipolii lui Constantin Noica. Nu este o carte scrisă de Andrei Pleșu. Nu este o carte scrisă de Sorel Vieru. Este o carte pe care a scris-o Gabriel Linceanu despre ceea ce la sfârșitul acestei cărți identifică în sfârșit ca fiind ce a fost cu adevărat școala de la Păltiniș. Cumva, la 77 de ani și la 50 de ani de la eveniment, lui Gabriel Linceanu cumva îi pică fisa despre ce a fost vorba acolo. Prin asta nu înțeleg faptul că nu vreau să arăt spre un esprit de escalier, adică să spun greu a înțeles acest om ce i s-a întâmplat. Ceea ce vreau să spun este că ce i s-a întâmplat are în sine un inepuizabil care face ca, pe măsură ce trece timpul, să înțelegi mai bine lucrul în care ai intrat. Nu este o finitudine a experienței, ci este un infinit al experienței petrecute acolo, la Păltiniș, în jurul lui Constantin Noica. Prima aproximare pe care a dat-o în finalul cărții jurnalul de la Păltiniș, Gabriel Linceanu, este că ce s-a petrecut acolo este întemeierea unui model paideic în cultura română. Un model de înaltă educație umanistă în cultura română. Și este o descriere perfect adecvată a școlii de la Păltiniș. Descrierea pe care, și nu vă spun cum este, pentru că este uitoare din finalul acestei cărți despre experiența Păltinișului și cum anume s-au odihnit ei toți în relația pe care au avut-o cu Constantin Noica, care i-a întemeiat pe fiecare parte și pe fiecare mod diferit. Acest mod de a înțelege nu contrazice primul fel de a înțelege, ci îl aprofundează. Pentru că, grație lui Gabriel Linceanu, nu numai rolul lui Constantin Noica în cultura română a fost diferit de al tuturor filozofilor importanți din cultura română, ci experiența pe care filozofia o prilejuiește a devenit un element central în ceea ce am putea numi modelul paideic al culturii române. Pasul următor pe care îl fac după acela, aveți în față un filozof german care trage cu coada ochiului la stilul limbii franceze, este nu doar de filozof, ci de filozof care privește filozofia într-un fel care depășește filozofia și îi dă sens. Un sens care nu este doar al universitarilor. Este un sens care este al oricăruia dintre dumneavoastră. Pentru că ce a făcut jurnalul de la Păltiniș este să aducă filozofia de la catedră, păstrându-i rigoarea catedrei, la fiecare dintre dumneavoastră, spunându-i fiecărui cititor și despre tine este vorba aici.
nu este vorba numai despre specialiști, deși specialiștii sunt respectați, este vorba și despre tine. Pentru că există în tine o vorbă pe care noi, ca de la Augustin, a luat-o și pe care mereu a reluat-o ca pe un moto propriu, există în tine ceva mai adânc decât tine însuți, care nu vine din afară, deși se poate întemeia în afară, și care e în tine de găsit și care te caracterizează în mod profund. Deci filozofia nu este obiectul ei în primul rând. Ea există ca ontologie, ca cosmologie, ca logică, ca epistemologie. Dar toate acestea există pentru că a face filozofie înseamnă a te situa într-un anumit fel față de ceea ce este profund în om. De fapt, filozofia articulează nu doar, cum s-a spus, un anumit mod de viață. Pentru că filozofii greci nu se recomandau numai prin ce știau, ci și prin modul în care trăiau ceea ce știau, și filozoful îi putea fi recunoscut după felul lui de viață. Nu numai faptul că învăța barbă. Era de rigoare. Marcus Aurelius nu se rădea. Sa barbă, era filozof grec, împărat roman. El este un filozof german, scriitor, mare scriitor român. Deci nu numai faptul că ei trăiau într-un anumit fel, ci și faptul că ei se situau în viață, într-un fel în care toți oamenii sunt invitați să se așeze dacă vor să aibă cu ei înșiși un raport de profunzime. Jurnalul de la Părtinii, și trec mai departe cu descrierea operei lui Gabriel Iuceanu, are un dublet care este epistolarul. Este o carte pe care Gabriel Iuceanu a editat-o și care reprezintă, în plin comunism, suntem în 1987, la 5 ani de la apariția jurnalului de la Părtinii, el însuși o carte incredibilă. Prietenul meu, Dima Bicleanu, m-a sunat și mi-a spus: băi, tu ai văzut ce carte a apărut? E posibil? Cum te iau dat lumea? Ăștia au nebunit, pentru că este o carte profund subversivă la adresa regimului. E bine, nu numai că a apărut ea, a apărut și dubletul ei, care este epistolarul, în care sunt prelungite, într-un înalt registru cultural, reacțiile, uneori foarte umorale, față de această carte. Dar totul este o expresie a înălțimii limbii române și conținutului ei, care sunt extraordinare, nu doar în context, ci în general pentru cultura noastră. După care vine marea cezură a Revoluției. Când Gabriel Iuceanu se trezește din postura de filozof german în cultura română și de membru privilegiat al școlii de la Părtinii, spun privilegiat pentru că felul în care noi privim școala la Părtinii este în întregime rezultatul felului în care Gabriel Iuceanu a privit școala de la Părtinii. Iar felul în care noi privim pe Constantin Noica, inclusiv profunzimea pe care îi asociem, inclusiv semnificația lui pentru viața noastră și pentru cultura noastră, este consecința felului în care Gabriel Iuceanu a privit pe Constantin Noica. Dacă vreți să mai adăugați o notă la cele pe care le-am enumerat despre privitorul Gabriel Iuceanu, este și aceasta. Este un mare profesor de admirație. Este unul dintre oamenii acestei culturi care nu se împiedică de invidia proprie, nu se împiedică de problemele de concurență pe care le are cu ceilalți scriitori. Este pur și simplu un om al cărui raport cu colegii, filozofi, scriitori și așa mai departe, trece prin acest foarte rar în cultura română mecanism al admirației. Gabriel Iuceanu este un om care știe să admire, care în mod spontan se raportează la ceea ce este frumos și valoros, în primul rând printr-un act de devoțiune, care este admirație. Din acest motiv, el este cel care în cultura română a scris o carte cu titlul Declarații de iubire. Aceste declarații de iubire nu sunt declarațiile de iubire pentru iubitele lui. Este o declarație de iubire față de oamenii pe care îi admiră, sub specia nu a individualității lor, ci sub specia tipului de frumos, tipului de bine, tipului de bună situare pe care acești oameni l-au adus prin
prezența lor în societate și prin prezența lor în cultură, prin ce au scris. Vine cezura, Gabriel Liceanu descoperă că nu este doar filozof german, ci este și membru al școlii de la Bălbini și este cetățean al unui stat pe care are ambiția să îl facă liberal și democratic și avem nașterea unui personaj de nimic anunțat până atunci, care este intelectualul public Gabriel Liceanu, capacitate în care, dincolo și alături de jurnalul de la Păltiniș, a fost cunoscut de marea majoritate a societății românești. În această capacitate el a fost și urât, fără măsură, începând din 90 încoace. Cum Cocosul era căutat ca să-i se spargă capul, dar Doina Cornea era căutată pentru a fi ea, această femeie fragilă și minunată de curajoasă și de delicatețe infinită, să fie bătută și zdrobită. Ana Blandiana, urâtă și detestată. Mihai Băcanu, urât și detestat. Iunie 90, doi oameni erau căutați în Casa Scuteii ca să fie omorâți, Băcanu și Liceanu. Așa mai departe. Dar ce am văzut este angajamentul civic, angajamentul de cetățean și, îmi vine să spun, Gabriel Liceanu este unul dintre cei care a inventat noțiunea de cetățenie română pentru noi toți și ne-am inspirat, fie că am vrut, fie că n-am vrut, fie că am știut-o, fie că n-am știut-o, din tipul lui de prezență publică. Din punctul de vedere al filozofiei, Gabriel Liceanu, filozof german, se ceartă cu filozofia. Un volum este cearta cu filozofia, este cearta cu filozofia academică, este cearta cu identitatea de filozof german. Vrea să se retragă din această identitate pentru a îmbrățișa pe o alta care este legată de experiența de cetățean. A fi cetățean înseamnă un tip de existențialitate și vrea să aprofundeze ceva pentru care încă nu există un nume. Iar această carte aparține lămuririi acelui ceva pentru care la data când a scris cearta cu filozofia încă nu avea un nume. Acest ceva este descoperirea necunoscutului din sine. În 2002, Gabriel Liceanu publică o carte, Ușa interzisă, care este o carte perfect surprinzătoare în opera lui. Este o carte în care se articulează un timbru al vocii lui și spun un timbru doar și nu pun o nouă voce, pentru că vocea intimului, vocea personală, nu a intimului, vocea personală deja există la Gabriel Liceanu. Angajamentul civic se face prin articularea unui eu personal, care nu este doar eu juridic al cetățeniei, ci este un eu personal al naturii etice, al etosului, al moralității. Deci, vocea personală deja exista, dar ce se adaugă acum este vocea intimului. Acest intim este legat într-o carte din 2008, dacă nu mă înșel, Întâlnirea cu necunoscut, este legată de faptul că împart același creier, citesc din Gabriel Liceanu, împart același creier cu un necunoscut. După părerea mea, din 2002, când publică Ușa interzisă, Gabriel Liceanu încearcă să lămurească relația lui în același creier cu cel pe care la început îl aproximează ca necunoscutul. Este ceva pe care un trepte, în mai multe cărți, îl restituie. În scrisorile către fiul lui apare un grad de intim al acestui necunoscut. În Întâlnirea cu un necunoscut, în Ușa interzisă, în nebunia de a gândi cu mintea ta, deși pare să fie o carte care aparține zonei eseurilor moral-filozofice, cum este triada despre minciună, despre ură și despre seducție, de fapt, articulează încă un pas de apropiere de acest necunoscut cu care împarte același creier. Această carte mi se pare, și o confirm pe prietena care mi-a scris, extraordinară, pentru că aici vedem și mai lămurit care este chipul, care este figura
care Gabriel Liceanu împarte același creier. Din punctul de vedere al scriitului este o carte perfectă. Știți cum știu asta? Nu făcând o analiză stilistică a pasajelor, care sunt foarte bine scrise. Nu asta, ci altfel. Vorbește Gabriel Liceanu despre o groază de lucruri. Tranziția de la unul la celălalt și de la celălalt la altul și așa mai departe se face pe nesimțită. Nu pentru că scrisul este virtuos, ci pentru că a atins un nivel al intimului în care ceea ce ne spune aparține cele mai intime conversații, atât cu sine însuși, cât și cu cei care sunt interlocutorii lui. Aceștia sunt prietenii lui. Și anume, nu unul, nu doi, toți prietenii lui. Și aceștia sunt vii și morți. Nu sunt doar câțiva, sunt toți pe care îi poate îmbrățișa cu intimul pe care îl descoperă. Necunoscutul cu care Gabriel Liceanu împarte același intim și este valabil pentru oricare dintre dumneavoastră, este intimul vostru. Iar această carte îl scoate la iveală pe intim într-un fel în care este convocat fără complexe, fără didacticism, cu o eleganță și cu un firesc și filozoful german, și membru școlii de la Părtiniș, și cetățeanul, și angajatul civic, și scriitorul, și cel care îl iubește pe Cioran, și cel care îi iubește pe toți prin care a putut căpăta un acces la intimul său. Ceea ce vedem în această carte este o enormă conversație neîntreruptă cu întregul culturii și cu întregul inimii lui Gabriel Liceanu exprimat prin prietenii lui. Și nu unul sau doi, ci toți. Această carte are două vise. Unul este exact la mijlocul ei și celălalt este la sfârșitul ei. Visul de la mijloc este un vis în stare de trezire. Este un vis în care Gabriel Liceanu se imaginează mort în 2040, revenind asupra iubitului său cartier Cotroceni. Și anume, revenind asupra casei în care s-a născut și în casei în care, pe care și-a ridicat-o și în care a trăit. Și își revede copilul, își revede nepoata, revede camera lui, revede și modificările care au fost aduse, revede și ce a fost lăsat așa cum este. Și la un moment dat, revede fotografia prietenilor lui. Și îi numește. Noi, ca Dragomir, Andrei Cleșu, Petru Creția, și spune la un moment dat și celelalte. Nu vă pot spune cum am simțit că acest celălalt fel. Îmi vine să spun pe piatra mea, pe crucea mea, vreau să se scrie nu vorbea la mama ta, ci celălalt.